cum se vor împlini profețiile. Acum, foarte multe profeții din Daniel și Apocalipsa s-au împlinit. Există multe alte profeții despre care noi nu prea discutăm. Profețiile clasice ale lui Moise sau mai târziu Isaia, Ieremia, până la Maleahi. Există și profeții în Noul Testament care sunt foarte interesante. Există profeții care nu s-au împlinit sau profeții care nu se vor mai împlini niciodată. Poate asta vă sperie, dar există și asemenea profeții. Aș putea să vă dau exemple, dar nu avem timp pentru asta. Discutăm aici despre profețiile speciale care ne-au făcut pe noi adventiști, Daniel și Apocalipsa. Da? Noi am apărut în secolul XIX dintr-o mare mișcare milenaristă care a fost în Occident, în special în insulele britanice și în America, în țările de limbă engleză, o mișcare milenaristă, așa s-a numit ea, de la credința în revenirea Domnului Hristos și în mileniu, iar mișcarea aceasta a avut o parte specială în America, reprezentată de William Miller și de mai mulți pastori și predicatori protestanți, evanghelici în special, care s-au asociat cu el și între anii 1840-1844 au vestit a doua venire a Domnului Hristos, pentru că ei au înțeles, potrivit studiilor pe care le-au făcut, au înțeles că în anul 1844, simplificând lucrurile așa, atunci va veni Domnul Hristos a doua oară. Și ceilalți milenariști din insulele britanice sau din alte locuri credeau că se va întâmpla ceva în 1844 sau 1843 sau 1847, deci undeva pe acolo, dar ceilalți credeau că evenimentul ar fi convertirea evreilor sau eliberarea Palestinei și repatrierea și restaurarea evreilor în Palestina. Deci căderea Imperiului Otoman, care era atunci la putere. Și, în fine, multe lucruri legate de chestiunea asta. Alții înțelegeau că atunci va fi curățită biserica creștină de toate relele și de, în special, de Antichrist și că va începe domnia lui Hristos, alții credeau că va începe mileniul și că Domnul Hristos va veni la sfârșitul mileniului. Deci erau mai multe opinii. Sigur, când în 1844 Domnul Hristos nu a venit, tot blamul a căzut asupra lui Miller și asupra urmașilor lui, ca și cum numai profeția lui nu s-a împlinit, ca și cum numai calculele lui ar fi fost greșite din punct de vedere al profeției că Domnul Hristos ar veni. Dar și ceilalți au greșit că practic nu s-a împlinit ce au spus ei. În fine, deci noi provenim din mișcarea asta. Când mișcarea asta s-a prăbușit, se părea că s-a ajuns la un haos, că nu se va realiza nimic. Din acest haos Dumnezeu a făcut ceva, a creat o mișcare extrem de modestă, de credincioși care s-au apucat să studieze și să se roage, să vadă unde au greșit anume și Dumnezeu le-a descoperit noi faze ale adevărului pe care mai înainte nu le știau. Au descoperit că sabatul este adevărata zi de odihnă, au descoperit de ce au greșit ei cu privire la Daniel 8:14, că trebuia să înceapă judecata celor mântuiți și nu venirea Domnului Hristos încă. Trebuie să fie o fază a judecății înainte de venirea Domnului Hristos. În fine, și alte adevăruri rând pe rând au fost descoperite și misiunea acestora care s-au numit, sau au fost numiți mai târziu, adventiști de ziua a șaptea, a crescut până când suntem astăzi deja peste 20 de milioane. Mă rog, nu numărul contează, dar există este un fenomen care este admirat și de mulți alții din lumea noastră. Dacă vă amintiți, acum câțiva ani,
când era o campanie pentru alegerile prezidențiale, când era campania lui Trump, în cursa asta pentru președinția Americii s-a înscris și un faimos chirurg neurolog adventist pe nume Ben Carson, foarte cunoscut în toată America și în toată lumea. Chestiunea asta a fost discutată în toate felurile, nu vreau acum să discut eu dacă a fost bine sau n-a fost bine. Treaba lui Dumnezeu judecă pe fiecare. Dar fenomenul ăsta a fost, sigur, studiat și de jurnaliști, cum jurnaliștii întotdeauna folosesc ocaziile astea uneori și cu scop politic, bineînțeles. Unii, auzind că el este adventist, de fapt el mai ținuse cândva un speech chiar în congres și era cunoscut cumva. Auzind că el este adventist, jurnaliștii i-au pus întrebări. Deci tu ești adventist, ce credeți voi adventiști? Am auzit că voi cu privire la sfârșit înțelegeți așa, după Apocalips 13, că America își va trăda Constituția liberală și va impune o lege duminicală în America și după aceea în toată lumea să face treaba asta. Cum comentezi? Urmează să fii președintele Americii și tu crezi așa ceva despre America? Sigur că întrebarea e interesantă și eu aș fi pus-o. Și eu i-aș fi pus-o. Da, sigur, în locul lui aș fi, nu știu ce a răspuns imediat, știu că a confirmat cumva, dar eu aș fi spus să dea Dumnezeu să nu se întâmple așa. Deci, când mă uit și citesc Apocalips 13, mă înspăimânt. Sigur că acolo nu scrie America, propriu-zis, sau spun. Dom'le, așa am înțeles noi adventiștii. Până la ora asta așa înțelegem. Dar, mă rog, să dea Dumnezeu să nu fie așa. Dar uite de ce înțelegem noi așa și așa. Și ca unii care înțelegem așa, ne și pregătim pentru asta. Dar tocmai pentru că înțelegem așa, spunem și altora ceea ce înțelegem. Dacă am înțeles greșit, nu e nicio problemă. Timpul va dovedi că am greșit. Și nu e rușine să greșești. Dar dacă avem dreptate, pentru că au fost atâtea profeții care s-au împlinit, nu? Și multe din ele au fost dinainte anunțate. Cum este posibil să se dea o lege universală cu caracter religios într-o lume tot mai secularizată? Adică tendința și a Americii și a Occidentului, în general a lumii creștine, este spre secularizare. Erau mai multe șanse prin 1890 pentru o lege duminicală decât astăzi, dacă vorbim așa, cunoscând cum arată lumea. Cum este posibil ca creștinismul istoric sau un alt fel de creștinism popular adaptat modernismului să devină universal acceptat? Pentru că Apocalips 13 presupune că toată lumea va accepta sistemul respectiv. Unii dintre noi numesc noua ordine mondială. Realitatea e că există multe proiecte de nouă ordine mondială. Câte orientări geopolitice sunt în lumea noastră, cam atâtea proiecte de nouă ordine mondială există. Noi le vedem în spatele tuturor pe Papa, de exemplu. Nu e chiar Papa în spatele tuturor. Sunt multe. Da. Cum ar fi posibil ca, de exemplu, țările islamice, evrei, atei și politeiști să recunoască pe Iisus ca Mesia, ca Hristos, ca Domn și Dumnezeu și să-i se închine? E cam greu de crezut așa ceva, nu? Într-adevăr, întrebările astea sunt rezonabile, sunt serioase și merită răspuns. Acum nu pretind că în, știu minutele care ne-au rămas, câte mai sunt.
Nu pretind că pot să răspund la toate astea acum, nu avem timp, dar cât de cât vreau să vă dau câteva răspunsuri ca să întărească credința noastră în profeție. În primul rând, un răspuns preliminar, nu este principalul răspuns din prezentarea aceasta, dar un răspuns preliminar. Verificați toate profețiile împlinite. Care dintre ele erau previzibile cu o generație înainte de a se împlini? Să vă dau un exemplu. În profeția lui Daniel, capitolul 7, de fapt numai capitolul 7, că toate acele profeții, dacă le punem în paralel, obținem o imagine destul de clară a viitorului pe o perioadă, deci o perspectivă destul de îndelungată până la sfârșit. Deci un orizont profetic foarte, foarte îndepărtat. Dar începând din momentul prezent al autorului care scrie și care a primit viziunile respective. Da? Viziunile acelea au fost primite de Daniel în jurul anilor 500 și, mă rog, în 535 aproximativ, deci după ce Cirus cel Mare și-a luat domnia asupra Babilonului, deci în timpul domniei lui Cirus, atunci le-a pus în scris. Atunci a scris cartea, în perioada, la începutul perioadei persane. Ei, mit aceste descoperi, după Imperiul Babilonian, vor veni perșii, care vor cuceri, după aceea vor veni la putere grecii, și după aceea un alt popor, un alt sistem care nici nu este numit. Perșii erau un popor în cadrul Imperiului Mezilor. Mezii erau la putere. Dar perșii erau și ei pe acolo, pe undeva, dar nu se putea aștepta la nimeni ca un popor pădureț din Iran, din sudul Iranului, să cucerească tot Iranul, adică să fie stăpân pe Iran și după aceea să cucerească Babilonul, care era înconjurat de niște ziduri teribile, de nu putea fi cucerit de nimeni și să stăpânească toată lumea. Toată lumea, zicem așa, mă rog, hiperbolic vorbind, pentru că nici războaiele mondiale n-a fost chiar mondial, nu? Dar lucrurile s-au întâmplat exact așa. Un domnitor din Persia, din sud, a cucerit și Elamul, după aceea, fiind înrudit cu casa Mezilor, a reușit să pună stăpânire și pe domnia Mezilor și împreună cu Mezii s-au apucat de cuceriri, ieșind din Iran, și au cucerit Anatolia, Turcia de astăzi, Lidia se numea atunci, care era și ea un fel de imperiu, ceva mai mic. După aceea au venit, au cucerit și Babilonul prin niște strategii interesante și după aceea urmașul lui Cirus au cucerit și Egiptul, care nu fusese niciodată cucerit definitiv. Dar odată cu perșii, Egiptul a fost cucerit pentru totdeauna. Nu s-a mai ridicat niciodată. Și asta de unde? La profeție așa spunea. Cu o generație înainte, cu, hai să spunem, 20 de ani înainte, nimeni nu putea bănui așa ceva. Profeția spunea. Puteai să o crezi sau puteai să nu o crezi. Și după aceea, acum amintiți-vă, gândiți-vă, imaginați-vă, suntem în Imperiul Persan, așa pe la sfârșitul lui, un imperiu uriaș, mai mare decât toate celelalte care au fost înainte. Tot Iranul, inclusiv Afganistan și așa, după aceea până în Turcia de astăzi și o parte din peninsula balcanică, da? Perșii s-au învecinat cu noi, cu Dunărea noastră pe aici. Și profeția spunea că după asta vor veni grecii care vor stăpâni toată lumea. Ce greci să stăpânească lumea? Grecii, la vremea aceea, erau într-adevăr un popor
un popor mai mult maritim, care acționa pe mare, făcea comerț în toată Mediterana, dar acolo în Grecia lor aveau mai multe stătulețe. Fiecare cetate era un stat. Nu s-au înțeles niciodată între ei să formeze un stat mai puternic, unitar. Era Atena, era Sparta, era mai mulți. Acum, când dușmanul a venit din afară, când perșii au început să înainteze și au vrut să-i cucerească, grecii au început să se unească între ei și să le facă față. Și uneori au obținut niște victorii extraordinare. Dar nu le-a dat prin cap grecilor să pornească o campanie în Orient să-i copleșească pe perși. Nu. Ce s-a întâmplat? A fost un... De fapt, chestiunea nici nu a plecat din Grecia propriu-zisă, ci lângă Grecia era un regat grecesc, mai marginal, așa cum se spune, pentru că macedonienii sunt tot greci de origine, dar nu niște greci ca și ceilalți. Exact cum am spune astăzi, cum am vorbit astăzi despre Republica Moldova, da? Care sunt tot români. Dar, mă rog, ei se numesc moldoveni, mai sunt amestecați pe acolo și cu ruși, găgăuzi și alții, nu e nicio problemă asta, dar facem așa o comparație. Este ca și cum astăzi cineva ar rosti o profeție sau să fie rostită mai de mult că în viitor asta va fi următorul imperiu. Un cineva important din Republica Moldova va ajunge să unească toată România, da? Prin cuceriri, așa? Și după aceea se va întinde și până la Vladivostok, și până în Marea Britanie și se va crea în felul ăsta un imperiu mondial. Deci dacă cineva ar veni cu un asemenea scenariu profetic, ce ați zice despre el? Cam așa ar arăta profeția despre apariția lui Alexandru Macedon și despre cucerirea Imperiului Persan cu o mână de oameni. Dar asta s-a întâmplat. Și nu mai vorbim și mai departe dacă ne referim la romani, apariția Romei, și care aici nu se dă în profeție, nu se menționează numele Romei, pentru că pe vremea lui Daniel nu era cunoscut. Nu era cunoscut numele Romei. Evreii foloseau pentru insulele Mediteranei, foloseau numele pe care îl dăduseră prima dată Ciprului, Chitim. Și după aceea toate țărmurile Mediterane erau Chitim. Nu mai insist asupra, am dat câteva exemple ca să înțelegem că nu putem niciodată să negăm ceea ce propune profeția cu niște calcule geopolitice sau, mă rog, prin cunoștințe de astea viitorologice pe care le putem noi propune. Avem însă în Apocalipsa 17 un nou argument, ceva mai complex, dar care arată că profețiile acestea se vor împlini cu adevărat. În Apocalipsa 17, n-am să mai citesc acum, am să vă povestesc doar pentru că vă aduceți aminte, cu siguranță ați citit Apocalipsa 17. Lui Ioan îi se arată acolo o imagine, probabil cea mai urâtă scenă din Apocalipsă. O femeie, nu ni se spune că era frumoasă sau urâtă, tânără sau bătrână, o femeie despre care se spune că era mama prostituatelor pământului, da? Îmbrăcată, înzorzonată ca o împărăteasă, având în mână o cupă de aur, cu tot felul de spurcăciuni și fiind beată de sângele martirilor. Femeia aceasta stătea călare pe o fiară, ceea ce înseamnă că fiara o purta pe ea, dar și ea în același timp
o conducea, era cumva calul ei de luptă, să spunem așa ceva. Și fiara aceea nu era o fiară obișnuită, era o fiară roșie, un roșu aprins și avea 7 capete și 10 coarne. Când citim chestiunea asta, ne aducem aminte de Apocalips 12 și 13. Pentru că monstrul ăsta cu 7 capete și 10 coarne a mai fost prezentat. În Apocalips 12 apare un balaur tot așa roșu, înfocat, cu 7 capete și 10 coarne. Dar acolo ni se spune că pe capete, pe cele 7 capete, avea 7 coroane, 7 diademe regale. În capitolul 13 vedem că se alătură balaurului, ieșind din mare, o fiară, de asemenea, care arată ca și cum toate fiarele din Daniel 7 au fost compuse într-una singură, și anume o fiară care semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, semăna cu fiara a patra, care avea 10 coarne și gură de leu, da? Deci leu semăna și cu prima, cu Babilonul, și fiara aceea avea și ea coarne, avea și ea coroane. Dar coroanele la fiara asta în Apocalips 13 nu sunt așezate pe cele 7 capete, ci pe cele 10 coarne. Și în Apocalips 13 nu se spune 7 capete și 10 coarne, ci 10 coarne și 7 capete. Deci se pune accentul pe cele 10 coarne. Ele sunt menționate întâi și ele sunt încoronate. Înțelegeți? Cum cele 10 coarne din Daniel 7 știm că sunt pe un singur cap, asta înseamnă că în Apocalips 13 accentul se pune pe un cap anume al fiarei. Bun. Avem, deci, descrierea aceasta a fiarei. Nu o să ne ocupăm acum de simbolistica femeii, ce reprezintă exact femeia aceasta. La modul general putem să spunem că e vorba de religia falsă și că rămâne ca viitorul să descopere exact cine și cum este. În Daniel 2 avem un simbol tot așa de amestec, de combinație nepotrivită, ca și în Apocalips 17. Deci ideea asta de femeia și fiara, asta o combinație absolut nenaturală. Fiara este un monstru aici, reprezintă o serie de, mă rog, în creația lui Dumnezeu au fost făcute fiarele întâi și la urmă a fost făcut omul. A fost făcut omul și femeia în aceea zi, mă rog, femeia este om, bineînțeles, dar în același timp este și coroana bărbatului, să spunem așa. Pentru că, sigur că este o creație minunată a lui Dumnezeu, nu? Un lucru cel mai frumos, să spun așa, creat de Dumnezeu, și fiara sau fiarele sunt din alt ordin, pentru că ființe neinteligente, însă aici avem nu o fiară obișnuită, ci un monstru. Și femeia este monstruoasă într-un fel, pentru că nu stă în firea femeii să fie sângeroasă, nu? Femeia asta e sângeroasă și prostituată pe deasupra și este în bună înțelegere cu fiara asta. Ei bine, aici în Daniel 2 avem combinația între fier și lut. Fierul reprezentând ceea ce mai devreme apare acolo ca simbol în profeție, Imperiul Roman, da? Statul Roman, și lutul reprezentând elementul creștin slab din punct de vedere politic și așa, care s-a combinat cu elementul roman începând cu zilele lui Constantin cel Mare și a dat o nouă față Imperiului Roman și apoi Europei creștine și așa mai departe. Deci avem o combinație acolo care este confirmată
Mai mulți comentatori creștini au subliniat chestiunea asta, deși știu că unii interpretează altfel combinația fier și lut, totuși au fost cercetători care au arătat că este vorba de combinația aceasta între stat și biserică și am dat alături și un citat din comentariul adventist din Ellen White, care spune așa: amestecul puterii bisericești cu puterea de stat este reprezentat prin fier și lut. Ea spune cuvintele astea într-un text în care se referă la viitor, nu doar la trecut, se referă la viitor, când ceea ce astăzi reprezintă o separare de la Revoluția franceză încoace, statul și biserica, în cele din urmă se vor combina din nou și Apocalipsa 17 reprezintă exact această combinație finală, această combinație toxică. Fiara pe care ai văzut-o, spune profeția, era și nu mai este. Ea se va ridica din adânc și se va duce la pierzare. E, aici este ceva deosebit de interesant, pentru că în Apocalipsa 17 fiara aceasta nu este numită într-un mod special. Ea nu poartă coroane deloc. De ce? Pentru că femeia care stă pe ea, ea conduce, ea este coroana. Așa că fiara nu poartă coroane. Mai mult se vorbește despre capetele ei într-un mod amănunțit și se vorbește despre fiara însăși la un moment dat, care este al optulea împărat și așa mai departe. Deci se pune accentul și pe puterea care stă în spatele tuturor acestor puteri mondiale. Această putere care stă în spatele tuturor puterilor mondiale care au făcut, mă rog, prin autorități, Dumnezeu a făcut mult bine lumii, prin tot felul de autorități. Dar în același timp și diavolul a lucrat prin ele, de asta sunt numite fiare în Scriptură. Și diavolul este acela care mânuiește de fapt toată această, manipulează toată această scenă geopolitică. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el va rămâne puțină vreme. Ei, sună așa ca o profeție sibilinică sau ca un calambur la un moment dat. Dar dacă stăm puțin și nu avem timp acum să intrăm în detalii, dar aici nu este vorba de cele șapte coline ale Romei, nu pot să vă spun acum de ce, dar pentru mine demonstrație completă. Nu e vorba de cele șapte coline ale Romei, pentru că se spune în continuare că sunt și șapte împărați, deci șapte puteri politice. Deci nu e vorba de munți, propriu-zis, ci de munți, sunt niște împărați munți. Munții în Scriptură sunt uneori și simboluri ale unor puteri ale lumii, de asemenea și simbol al împărăției lui Dumnezeu, în Daniel capitolul 9. Afară de asta, referirea la împărați aici nu este o referire la indivizi, la niște împărați ca indivizi, ci după limbajul din Daniel 7, unde ni se spune mai întâi cele patru fiare sunt patru împărați, iar după aceea același înger spune despre fiara a patra. Fiara a patra este o a patra împărăție care va domni pe pământ. Dacă ea are 10 coarne și acelea sunt 10 împărați, cum spune acolo, înseamnă că poate să reprezinte un împărat. Și așa mai departe. Deci, observați că și aceste explicații pe care le dă îngerul sau profetul la un moment dat, cu privire la aceste scenarii ale viitorului, sunt niște explicații extrem de
reticente, nu ne vorbesc, nu ne spun totul. Sunt niște explicații care necesită alte explicații. De ce? Este clar că Dumnezeu n-a dorit ca poporul lui să cunoască lucrurile acestea de la bun început. Să înțeleagă totul cum se va întâmpla. Asta este foarte clar. Dacă citești celelalte profeții clasice, cum am zis din Geneza, de la Moise și până în Noul Testament, acele sunt foarte clare. Dar profețiile din Daniel și Apocalipsă sunt acoperite, codificate, este un fel de descoperire acoperită. Adică numai puțin descoperit, așa. Ca să trezească interesul, atenția, cât ai nevoie pentru tine, pentru generația ta, pentru... dar nu ca să poți înțelege totul până la capăt. Așa încât și explicațiile pe care vi le dau eu acum, sunt înțelegerea mea la ora actuală, pretind că am înțeles mai bine decât acum 30 de ani și mai bine decât alții care nu studiază deloc sau prea puțin, dar asta nu înseamnă că e o garanție că am dreptate în toate lucrurile. Iată aici, 7 împărați, 7 munți, da, așa cum am spus, e vorba de 7 capete și 10 coarne. Aici coarnele nu se văd, împărații munți. Despre al șaptelea ni se spune că n-a venit încă, dar când va veni va rămâne puțin timp. Despre primii cinci se spune au căzut. Deci când îngerul îi vorbește lui Ioan, îi spune cinci au căzut. Înseamnă că cinci puteri mondiale, și aici este vorba doar de acele puteri cu care a avut de a face poporul lui Dumnezeu. Nu este vorba de toate puterile lumii. Că unii se întreabă, de ce profeția nu vorbește de marele imperiu al mongolilor, de exemplu, care a fost cel mai întins? Și a fost și de oarecare durată. A fost undeva în Orient și a făcut mendrele lui pe acolo, dar nu se vorbește nici despre marile state care au fost în America precolumbiană sau în Africa, sau nu se vorbește. Se vorbește numai de acele puteri cu care poporul lui Dumnezeu, Israel și mai târziu Israelul spiritual, biserica, nu doar că s-a întâlnit, ci a fost afectată, pentru că trăiau în mijlocul acelui imperiu. Deci avem Egiptul pe primul loc, avem apoi Asiria, a doua putere care a distrus regatul lui Israel și a cucerit Iudeea, dar a rămas numai Ierusalimul în picioare și dacă nu intervenea Dumnezeu, și Ierusalimul era distrus. După aceea a venit Babilonul, care a distrus și Ierusalimul și Iudeea și a luat în exil pe evrei. După aceea a fost Imperiul Medo-Persan, după care au venit Imperiul lui Alexandru cu urmașii lui, cu statele elenistice, și în cele din urmă, după astea cinci care căzuseră, îngerul spune acum unul este. Care era acel unul care era la sfârșitul primului secol creștin? E simplu, toată lumea știe că era Roma, da? Imperiul Cezarilor era. Și după ce această putere avea să treacă, spune că avea să vină alta care să domnească puțin. Ceea ce înseamnă că e o problemă cu unii care spun despre a șaptea că ar fi papalitatea. Este și papalitatea aici, dar nu la numărul 7. Care este locul celor 10 coarne? Înțelegerea acestei chestiuni este crucială pentru înțelegerea acestei profeții. Nu știu dacă ați văzut pe internet, care v-ați uitat, sau în diferite imagini de revistă, așa, imaginea fiarei cu cele 7 capete, sau a balaurilor cu cele 7 capete. Unde sunt așezate cele 10 coarne? În cele mai multe eu am văzut așezate 10 coarne pe 7 capete, adică
pe un corn, pe un cap un corn, pe alt cap două coarne, pe, așa împrăștiată pe acolo. Într-o altă imagine am văzut coarnele puse pe cocoașă, cumva. Mă rog, poți să le pui unde vrei, dacă... Numai că faptul că profeția nu spune unde erau, înseamnă că profeția contează pe tine, că ai citit Scriptura și ai aflat din Daniel 7 că acolo cele 10 coarne sunt așezate pe câte capete? Pe un singur cap. Nu? Sunt așezate toate pe un singur cap. Și avem aici răspunsul clar în Daniel 7. Acum, în Daniel 7, profeția aceea prezintă coarnele într-o succesiune dinamică. Pentru că vrea să sublinieze momentul în care apare cornul Antichrist. În timp ce în Apocalipsă nu este prezentată această succesiune dinamică. În Apocalipsă se vorbește doar 10 coarne, 10 împărați, atât se spune. Ceea ce înseamnă că în Apocalipsă nu trebuie numărate coarnele astea, ci le rămân ca un simbol al multiplului. Pentru că dacă aceste 10 coarne reprezintă, așa cum ne sugerează Daniel 7, puterile creștine care s-au dezvoltat din Imperiul Roman creștin, știți foarte bine că Imperiul Roman a fost păgân inițial, dar odată cu Constantin cel Mare, Imperiul s-a botezat, ca să spunem așa, lumea a început să se creștineze. În prima generație mai puțin, dar după, în a doua generație, chestiunea era aproape realizată. La nivel politic, social, așa, lumea era silită să se creștineze. Mai puțin rămăseseră păgâni pe vremea lui Teodosiu sau pe vremea lui Justinian. Deci, asta a fost ordinea în Imperiul Roman, un imperiu extrem de interesant, care și din punct de vedere politic s-a schimbat, de la republică la principat, de la principat la dominat, tot așa și din punct de vedere religios s-a schimbat, fiind de religii multiple, păgâne inițial, trecând la cultul soarelui și în cele din urmă, trecând de partea lui Hristos oficial, combinându-l cu soarele, cu nu știu ce, mă rog, și s-a creat o religie mixtă, predominant creștină în aparență, dar încă păgână în multe aspecte și în felul ăsta pseudo-creștinismul a reprezentat religia oficială a Imperiului Roman înainte ca el să fie divizat, cu 100 de ani aproximativ, înainte ca el să fie divizat în ceea ce numim noi Europa creștină, medievală. Tradițional, noi când ne referim la cele 10 coarne, ne gândim la Europa de vest, așa este? Mai și facem explicații cu chestiunea asta. Bun, dar de moment ce Imperiul Roman n-a fost numai în vest, a fost și în est, a fost până la granița Imperiului Part, până la Eufrat. A fost foarte mare. Și nu limba contează aici, nici etnia, ci elementul politic și religios. Din acest punct de vedere, popoarele barbare, așa cum le numim noi, mă rog, germanii au fost, de fapt, cei care au năvălit. Popoare germanice erau toate, cu mici excepții, care s-au combinat cu germanii. Așa? Și au întemeiat regate pe teritoriul Imperiului, mai întâi în Apus. Dar apoi au fost create, au apărut regate creștine și în răsărit. Numai că acolo Imperiul Roman de răsărit a dominat mai multă vreme până au venit otomanii și au cucerit Constantinopolul. Și noi îl numim oficial sau, mă rog, tradițional Imperiul Bizantin. Dar ei nu s-au numit niciodată bizantini. Ei s-au numit romani și străinii, dușmanilor, arabii, mahomedani și otomanii și toți ceilalți, tot romanii au numit. Înțelegeți? Erau, de fapt, continuarea Imperiului lui Constantin cel Mare.
Sigur că s-au întâmplat tot felul de transformări de-a lungul evului mediu, dar astea sunt transformări care se întâmplă normal în orice putere care domnește foarte multă vreme, peste secole, nu? Dar era tot creștin, până la 1054 era același tip de creștinism oficial, aceeași biserică, împreună cu vestul, în frunte având papalitatea romană, până la 1054, destul de târziu, nu? După aia s-au supărat, s-au mai separat, s-au mai... Și alții prin vest s-au supărat și a apărut reforma lui Luther și alte lucruri. Nu? Creștinismul s-a diversificat, așa cum se întâmplă cu orice religie, de fapt nu e niciun secret asta. Dar vreau să spun, cu privire la Imperiul Roman, care a devenit acum, au apărut cele 10 coarne, aceste regate romano-germanice care s-au format pe teritoriul Imperiului Roman n-au fost niște puteri noi cuceritoare ale Imperiului, de fapt. La un studiu atent al istoriei, înțelegem că ele au fost niște state pornite la niște popoare germanice, triburi care nu erau foarte mari, care au invadat zonele acelea și care s-au așezat pe teritoriul Imperiului, în cele mai multe cazuri, cu acceptul Romei sau al Constantinopolului, deci cu acceptul Imperiului, care fie că era slab ca să mai poată rezista, fie din alte motive politice, strategice, le-au permis să se așeze. Și au creat acolo, deci s-au suprapus populației locale creștine, ei înși s-au creștinat cei mai mulți înainte de a intra în Imperiu, chiar dacă erau de un alt tip de creștinism, erau mult deosebit de ceilalți, doar că erau arieni. Nu erau creștini ortodoxi, adică trinitari, că asta înseamnă ortodoxia, de fapt. Erau creștini heterodoxi și arieni, care nu credeau în dumnezeirea lui Hristos. Și, da, dar în rest nu se deosebeau. Se pare că unii dintre ei țineau sâmbata, cel puțin vizigoții. Am găsit niște argumente privind asta, dar la vremea aceea se mai ținea sâmbata și în răsărit, și printre ortodoxi, pe lângă duminică, așa cum la vremea aceea toți care mai țineau sâmbăta, o țineau pe lângă duminică. Afară de evrei, bineînțeles, care nu țineau deloc duminică. Bun, ce vreau să spun cu asta? Că cele 10 coarne reprezintă, prin urmare, Europa creștină nu doar în vest, ci și în est și mai târziu și în nord, dacă vreți, pentru că și popoarele din nordul Europei s-au creștinat și au participat la aceeași agapă creștină cu toți cei din vest. Și cei din est, de asemenea, s-au creștinat. Bulgarii s-au creștinat, rușii și popoarele slave, în general, s-au unit unii în jurul Constantinopolului, care a numit a doua Romă sau Roma Nouă, da? Alții în jurul Romei vechi, care nu mai era un centru politic acum, era doar centru religios. Centru politic era la Constantinopol. E binevenit citatul ăsta. Este un citat dintr-o carte a lui Iosif Constantin Drăgan, un român cunoscut, mă rog, nu ne amestecăm în opțiunile lui politice sau așa, dar ca un istoric bun în privința asta, îl citez. O carte pe care a scris-o de multă vreme, Mileniul Imperial al Daciei, da? Și scrie așa, paralel cu dezvoltarea Imperiului Roman, s-a ridicat o nouă putere, aceea unei biserici ai cărei șefi, adoptând organizația administrativă imperială romană, au reușit să creeze un imperiu spiritual care s-a extins în tot spațiul mediteranean și apoi în întreaga lume. Biserica a ajuns să devină o instituție suprastatală, o forță politică egală sau superioară forțelor politice existente, până când a cuprins întregul Imperiu Roman și apoi a depășit hotarele acestuia,
dându-i dimensiuni universale, așa cum a fost în spiritul și dorința tuturor împăraților lumii. Observați? Parcă e un comentariu la Daniel 2 sau la Apocalips 17. Asta este realitatea istorică. Iată aici, culoarea mov sau așa cum să o mai numim, reprezintă țările de tradiție creștină și de cultură, deci de cultură creștină europeană, e vorba de o moștenire. Vedeți acolo și în Africa ceva. Acum africanii sunt africani, n-au nicio legătură cu Europa. Sau... Totuși, foarte multe popoare africane au fost vizitate de misionari, pe lângă faptul că au fost și ocupate de europeni și în felul ăsta s-a dezvoltat acolo cultura creștină, religia creștină și în felul ăsta este o influență clară a Europei la nivel universal. Până și ceea ce vedem cu verde acolo, care reprezintă fie islamul, fie avem țările necreștine, China, India, Japonia, așa mai departe. Și acolo sunt destul de mulți creștini. Dar sunt mai puține în așa fel încât nu sunt colorați pe harta asta. Ce vreau să spun cu asta? Că cele 10 coarne la ora asta nu mai reprezintă nici măcar doar Europa creștină. Pentru că aceste state europene, dintre care multe au devenit foarte puternice, adevărate imperii, da? Franța a devenit un imperiu, Spania un imperiu, Portugalia un imperiu, Anglia și așa mai departe. Ele au cucerit, au făcut colonii peste mări, în diferite locuri, colonii care au devenit cu timpul state de sine stătătoare, de aceeași tradiții, de aceeași cultură, de aceeași formă ca și Europa creștină. Din fericire, în cele din urmă, mai peste tot, s-a făcut separarea asta între stat și biserică, așa cum și în Europa s-a făcut, dar prezența creștinismului popular în toate aceste țări arată că cele 10 coarne la ora asta sunt o putere mondială, nu mai reprezintă vestul Europei sau doar Europa. La fel s-a întâmplat și cu slavic. Rusia a cucerit teritoriile până în Alaska, inclusiv Alaska, da? Care a fost recuperată de americani, cumpărată, adică nu recuperată. Dar tot creștini sunt. Și observați că la ora asta Rusia este mai puțin cu separarea asta între stat și biserică. Adică combinația între stat și biserică este mai simfonie, cum o numesc ei tradițional. Simfonia asta între biserica ortodoxă și statul rus este tradițională. Care este al 7-lea cap? Sunt mulți interpreți care socotesc că al 7-lea cap ar fi papalitatea. Dar am vorbit deja despre al 6-lea cap, că reprezintă Imperiul Roman cu toate excrescențele lui creștine până la sfârșit. În Daniel 7, papalitatea romană reprezintă o continuitate a Imperiului Roman, așa este prezentat în Daniel 7, da? Fiara, care e ultima fiară acolo, a patra, respectiv în Daniel 7, are și cornul acela cu ochi și cu gură de om, care schimbă legile lui Dumnezeu, care, mă rog, în toată Europa, el este singurul care vede și care are și gură și vorbește, toate celelalte coarne sunt oarbe și mute, nu? E destul de sugestivă imaginea. Și momentul în care apare, la fel, este foarte, foarte sugestiv. În urmare, despre papalitate se poate vorbi ca fiind centrul religios și multă vreme și politic pentru toată povestea asta pseudo-creștină care a dominat de-a lungul Evului Mediu
și care, potrivit profeției din Apocalipsa 13, va reveni. Ceea ce, într-adevăr, este o grozăvie să gândești așa, dar profeția așa spune, că a primit o rană de moarte doar, dacă rana aceasta a falsului creștinism și a politicii vechiului regim, rana aceasta se va vindeca. Bun, asta înseamnă că al șaptelea cap al fiarei trebuie să fie altceva. Și observați, dacă studiem toate celelalte șapte capete, unul după altul, și observăm care a fost rolul fiecăruia în această succesiune, întotdeauna o nouă putere, când a venit un nou imperiu, a fost l-a lovit pe celălalt anterior. Asirienii au cucerit Egiptul, nu pentru multă vreme, dar l-au lovit serios. Babilonienii au venit, i-au cucerit pe asirieni, au lovit și Egiptul, dar n-au reușit să-l cucerească. Au venit perșii, au cucerit pe babilonieni, deci tot Imperiul Babilonien și fosta Asirie, și au cucerit și Egiptul. Au venit după aceea grecii, au cucerit tot ce era al Imperiului Persan. Da? Au venit romanii, au cucerit ceea ce stăpâniseră grecii, au cucerit până la Eufrat, de fapt, că dincolo de Eufrat era Imperiul Parților, adică a fost o revenire, ca să spunem așa, a vechiului Imperiu Persan, sub o altă formă, un alt trib care a continuat acolo o anumită activitate până au venit musulmanii mai târziu. Și, prin urmare, și după Imperiul Roman, cu creștinătatea lui, trebuia să vină o putere care de asemenea să lovească în creștinătate. Nu? O asemenea putere a apărut. A apărut la Revoluția franceză. Pentru prima dată a apărut o politică de stat în interiorul creștinismului, a creștinătății, o politică de stat anticreștină. Chiar așa s-a și numit în franceză, s-a spus, decristianisation. Descreștinarea. N-au fost atei, puțin dintre ei erau atei. Majoritatea erau deiști, adică ei credeau în Dumnezeu, dar urau Biblia, religia creștină și multe alte lucruri legate de creștinism, de iudaism, de asta, înțelegeți? Asta a fost Revoluția franceză. Și spiritul acesta s-a răspândit apoi și prin războaiele lui Napoleon și prin toate desfășurările filozofice și politice și sociale care au fost în continuare, că a apărut și marxismul, au apărut multe lucruri, a apărut Uniunea Sovietică, a apărut lagărul socialist, așa cum știți. Deci aici a apărut o lume nouă, o civilizație nouă care a venit în conflict cu cea creștină. Cum din punct de vedere al comunismului propriu-zis, ăsta a cam căzut, cu puține excepții. Acum, religiozitatea, spiritualitatea aceasta, hai să zicem și creștină, în țările creștine, a revenit în mare măsură, dar secularismul are rădăcini puternice încă și chiar în țări de tradiție creștină, în Occident, în America și asta, este destul de puternic. Adică un spirit anticreștin este încă destul de puternic și face chiar mulți prozeliți printre creștini. Cineva ar putea să întrebe, bine, dar poți să spui că asta este o împărăție sau putere? Nu reprezintă, din punct de vedere politic, o singură putere, nu? Este adevărat, dar vreau să observați un lucru. Că în timp ce primele capete ale fiarei, primele puteri, sunt niște puteri unitare, da? Egiptul, Asiria, Babilonul, sunt unitare. După aceea vine Imperiul Medo-Persan, care este el unitar, dar are format din două puteri asociate, mezii și perșii. Da?
După aceea vine Imperiul Alexandru cu lumea elenistică. Și asta este, este dezvinată, ca să spunem așa, pentru că apar patru mari puteri în urma Imperiului lui Alexandru. Patru puteri grecești. Patru capete sau patru coarne, cum arată cartea lui Daniel, nu? Deci observați o divizare mai mare. Vine Imperiul Roman și aici apare o divizare. În 10, observați, divizarea tot mai mare. Ceea ce sugerează că această ultimă putere este atât de divizată politic, încât nu mai ai ce număr să dai, pentru că mișcările astea politice sunt dinamice, nu? Și nu poți să dai un număr care să rămână în picioare. Așa încât este vorba de o civilizație, într-adevăr, care este în contrast cu cea creștină a vechiului regim, dinainte de Revoluția franceză, este în contrast, chiar dacă ea stă pe ruinele vechii civilizații creștine. La ce spune mai departe profeția? Deci ăsta ar fi al șaptelea cap, să spunem, secularismul cu apogeul lui care a fost lagărul comunist. Acum suntem în retragere, secularismul, chiar dacă face mari, se zvârcolește să rămână în picioare, până la urmă nu va rezista. Așa spune profeția. Chiar dacă tendințele la nivel cultural, universal, par să fie altele. La nivel creștin, cel puțin, în țările creștine. Asta ar fi al șaptelea. Deci, asta a fost răul cel mai mare pentru lumea noastră, dintr-un anumit punct de vedere. Cu excepția faptului că separarea între biserică și stat a creat un răgaz pentru creștinii care iubesc libertatea. Asta înseamnă foarte mult și pentru asta merită să le mulțumim și secularilor și comuniști. Nu, comuniștii nu au dat libertate, au inversat lucrurile, adică statul a apăsat biserica. Dar masonii chiar au contribuit la această secularizare și la această separare a bisericii de stat. Sau alte mișcări de tip masonic, cum a fost la noi în România, pașoptiștii, de exemplu. Dacă n-ar fi fost mișcarea pașoptistă și secularizarea asta, eram până acum sub voievozi și sub popi. Nu știu dacă v-ar fi plăcut. După acest al șaptelea cap, ce rău mai mare poate veni? Al optelea cap? Nu, că fiara are numai șapte capete. Dar al optulea împărat, spune profeția. Al optulea împărat, care corespunde unui cap anterior, pentru că se spune că fiara însăși vine în cele din urmă, apare ca un al optulea împărat, ca o putere mondială vizibilă, dar care este în același timp o putere care a mai fost. Care să fie aceea? Pentru că primele cinci au căzut deja, nu ne mai ocupăm de ele. Nu e foarte greu de ghicit, pentru că profeția explică pe cea din capitolul 13. Deci, al optulea cap ar reprezenta un imperiu mondial creștin sub o conducere unică. Cum ar fi posibil lucrul ăsta? Asta e anunțat de Apocalips 13, dar cum ar fi posibil așa ceva? Despre acest împărat, care este fiara însăși, se spune așa. Fiara care era și nu mai este, ea însăși este al optulea împărat. Este din numărul celor șapte, deci reprezintă în același timp un cap special din cele care au mai fost și merge la pierzare. Explicațiile cele mai bune date în privința aceasta arată că fiara aceasta, adică fiara însăși, vorbim, puterea care este în spatele tuturor, îl reprezintă pe diavolul, pentru că el a domnit prin toate astea și după aceea, la sfârșit, în Apocalips 20, merge la pierzare, nu, merge, e aruncat în abis, în adânc, da?
Și la sfârșitul mileniului se ridică iarăși și merge la pierzare. Deci asta este rostul acestui împărat. Satana este descris ca un balaur roșu, apoi aici fiara e descrisă în roșu de asemenea. Cu privire la aceasta, aș vrea să vă citesc în cele din urmă câteva cuvinte dintr-o scriere creștină foarte veche, de pe la anii 150, să spunem, care e un fel de manual al bisericii din Siria. Se numește în greacă Didache, în greacă a fost scrisă. Tradițional, între ortodoxi, este numită învățătura celor 12 apostoli. Este recunoscut faptul că nu vine de la cei 12 apostoli, dar așa se pretinde, scrierea este în felul ăsta, pentru că e o tradiție foarte veche. Se poate găsi pe internet, în mai toate limbile și în greacă, în original, are 16 capitole și este foarte prețuită nu numai de ortodoxi, de catolici, chiar și de mulți protestanți, și ea este o scriere foarte valoroasă, chiar dacă nu este o scriere inspirată. Nu este inspirată, dar este o scriere vechi creștină care e folositoare, că îți dai seama cam cum înțelegeau cel puțin o parte din creștini, dacă nu toți, în secolul II, anumite lucruri, nu? Ultimul din aceste capitole, și anume capitolul 16, se referă strict la viitor, la profeții. Se concentrează asupra venirii Domnului Hristos și asupra pregătirii pentru venirea Lui. Se dau mai multe semne acolo, care sunt preluate mai, din Evanghelie, cel mai multe din Matei 24. Dar după prezentarea aceasta se spune, atunci va apărea înșelătorul lumii, o cosmoplanes în greacă, cel care înșală întreaga lume. Este o exprimare care seamănă cu cea din Apocalips 12 pe care descrie balaurul. Satana, diavolul, șarpele cel vechi care înșală întreaga lume, da? Dându-se drept Fiul lui Dumnezeu. Observați că aici nu este vorba de o lucrare a diavolului ca cele de până acum. Aici spune că va apărea. Asta înseamnă că va veni pe față, manifestându-se într-o formă fizică, dându-se drept Fiul lui Dumnezeu. Va face semne și minuni și pământul va fi dat în mâinile lui. Cum e posibil așa ceva? Dar eu vă întreb, cum v-ați putea explica Apocalips 13 și mai târziu și plăgile din Apocalips 16 și așa mai departe, toată starea aceea nenorocită a lumii și tot, fără acest moment, fără această apariție, care să nu fie doar așa o apariție, o nălucă, și după aceea dispare, nu? Vine, este acceptat, lumea e dată în mâinile lui pentru că lumea îl recunoaște ca fiind Hristos. Dacă a venit Hristos, înseamnă că începe mileniu, nu? Împărăția lui. Toată lumea îi dă autoritate, îi recunoaște, nu așa? Bun. După aceea se spune, El va face lucruri nelegiuite care nu s-au făcut decât în lumea. Atunci lucrările oamenilor vor trece prin focul încercării și mulți se vor potigni și vor pieri. Dar cei care vor rămâne statornici în credință vor fi mântuiți de sub blestem. Atunci vor apărea semnele adevărului. Mai întâi semnul unei deschideri în cer, apoi semnul unui sunet de trâmbiță. În al treilea rând va fi învierea morților, dar nu a tuturor, ci după cum e scris, Domnul va veni și toți sfinții împreună cu El. Atunci lumea va vedea pe Domnul venind pe norii cerului. Deci, înainte de a veni adevăratul Hristos, spune cartea asta, va apărea falsul Hristos. Ce zicem noi? Îl vom putea recunoaște după cum arată. Știm cum arată Hristos, nu?
Deci avem imagini în atâtea icoane și în atâtea tablouri protestante. Este clasic, știm cum arată, cu părul lung, cu cărare la mijloc, cu barba despicată aici, cu înfățișarea lui specifică. Mă rog, acum există și icoane africane și icoane, fiecare îl face după culoarea lui. Așa e normal. Dar realitatea e că noi nu știm deloc cum arăta Domnul Hristos. Nu există nicio informație creștină din primele secole care să merite credit. Unii dintre părinți spuneau că, după unul din psalmi, spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni, și pe baza acelei descrieri spune că Hristos a fost cel mai frumos bărbat care a existat. Și din cauza asta și asemenea icoanele arată așa. Bun. Alții, dimpotrivă, citând un text din Isaia 53, spun că nu, era atât de urât la înfățișare că ți întorceai fața de la el. Dar nici aceștia nu vorbesc din faptul că l-au cunoscut, ci după calculele lor. Nu știe nimeni că pe vremea aceea nu se fotografia și nici nu l-a considerat cineva atât de important ca să-i facă o pictură. Mai ales între evrei nici nu exista așa ceva, să-i faci o imagine, că ca și la musulmani, înțelegeți? Interdicția imaginilor a fost exagerată până când arta plastică nu a existat aproape. Da. Ellen White însă, foarte interesant, fără să cunoască Didache și cei care au scris Didache, fără să știe ce va scrie Ellen White peste 19 secole, scrie cuvintele acestea. Ca un act care va încorona marea drama înșelăciunii, Satan însuși se va preface în Hristos. Multă vreme a mărturisit biserica cea de-a doua venire a Mântuitorului ca pe o împlinire a speranțelor ei. Și iată că acum marele amăgitor va face să apară că Hristos a venit. Mai ales dacă ia înfățișarea tradițională recunoscută de toți, atunci el n-are nevoie să reprezinte pe Hristosul adevărat pe care el îl știe mai bine, îl știe bine fața lui. El are nevoie de fața care să amăgească. În diferite locuri ale lumii, Satan va apărea printre oameni ca o ființă magnifică, de o strălucire uluitoare, ca în descrierea Fiului lui Dumnezeu din viziunea lui Ioan. Slava care va înconjura pe Satan depășește tot ceea ce au văzut vreodată ochii muritorilor. Nu vă închipuiți așa ceva? După ce au apărut niște legi religioase speciale care n-au convins pe toată lumea, după ce au apărut diferite minuni false făcute de unii sau de alții, tot în favoarea creștinismului tradițional, popular, nici acelea n-au convins pe toată lumea. Dar acum, când apare falsul Hristos, cu înfățișarea lui Hristos, cu cuvintele lui Hristos, binecuvântând legile religioase care s-au dat și tot ce face Biserica Universală și tot așa, va fi primit sau nu? Asta este ultima carte a diavolului. Și asta explică de ce toată lumea până la urmă, adică nu chiar toată lumea, toți cei care au respins ultima avertizare din Apocalipsa 18, le spune tot pământul va fi luminat de slava Domnului, toți cei care resping ultima avertizare, toți aceia îl vor accepta pe falsul Hristos. Tendința omului este să creadă ce vede. Și pentru Eva, care era perfectă, desăvârșită, a crezut ce a văzut cu ochii. Că spusese Dumnezeu ceva, știa ce a spus, s-a și ferit, chiar a fost destul de reticent, a căutat să-l convingă pe șarpe în loc să fugă. Dar până la urmă a fost convinsă. Și l-a convins și pe soțul ei. Atmosfera va răsuna de strigăte de triumf. A venit Hristos, a venit Hristos. Găsiți descrierea aceasta în Marea Luptă. Nu mai citesc amănunțit. La sfârșit pe acolo scrie că va vindeca pe unii oameni de boli, apoi ca un adevărat Hristos ce se pretinde, va declara că el a schimbat sabatul în favoarea duminicii, deci va confirma teoriile tradiționale și va porunci
tuturor să sfințească ziua pe care El a binecuvântat-o. Recunosc că scenariul acesta pe care noi, ca adventiști, îl punem în fața lumii, pare un scenariu nebun, pur și simplu, și fără nicio... Dar noi ținem ca oamenii să știe dinainte lucrurile astea, chiar dacă nu le vor crede, ținem să le știe dinainte pentru că atunci când vor vedea că se împlinesc, să ia poziția corectă. El va spune că aceia care persistă în păzirea zilei a șaptea ca zi sfântă, îi blasfemiază și profanează numele prin refuzul de a asculta de îngerii pe care i-a trimis cu lumină și adevăr. Da. Și aici din comentariul biblic, volumul 5, un citat care tot din el nu ai luat, și lumea care a respins adevărul îl va primi pe el ca pe Domnul domnilor și regele regilor. Într-un singur punct va fi o deosebire. Deci el va semăna mult cu Hristos prin comportarea lui, prin înfățișarea lui. Într-un singur punct va fi o deosebire. Adică după asta îl putem recunoaște în primul rând. Că eu am întâlnit frați care spun că îl vom putea recunoaște după semnele, dacă nu are semnele în palmă, și așa am auzit din copilărie. Dar trebuie să vă spun că nu e scris nicăieri așa ceva. Dacă ați găsit scris undeva în Ellen White cel puțin, sau vreo descoperire dumnezeiască, știu eu, specială, dacă știți, dar nu e scris nicăieri așa ceva. Iar Satan nu este chiar atât de neputicios și de prost ca să nu imite și chestia asta. Adică dacă a imitat el falsul creștinism și a folosit crucea de-a lungul timpului, care este un simbol al jertfirii și al iubirii, a folosit-o ca un simbol al violenței și al urii, nu va folosi el semnele? Ba, va folosi pe toate, va folosi tot ce... Dacă Dumnezeu îi permite la sfârșit să facă tot ce vrea cu cei care au respins categoric și definitiv harul lui și ultima avertizare. Va permite. Asta este adevărul. Este ultimul moment din istorie. De aceea se spune în continuare. Deci într-un singur punct va fi o deosebire. Satan va abate oamenii de la legea lui Dumnezeu. De asta are valoare și pentru vremea noastră. Oricine abate oamenii de la legea lui Dumnezeu face de fapt teologia Satanei și că vrea sau nu vrea, poate inconștient, de fapt prezintă sentimentele și gândurile, filozofia Satanei. Dar în ciuda acestui fapt, el va imita atât de bine un caracter drept și nevinovat, încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Capete încoronate, președinți, conducători în poziții înalte, se vor pleca înaintea teoriilor lui false. E cum să nu te pleci dacă așa vezi? Care ar fi alternativa? Că sunt niște sectanți pe acolo care spun că ar fi în Biblie așa ceva sau că Biblia ar contrazice chestia asta. Dar nu o să distrugă Dumnezeu o lume întreagă, mai ales acum după ce toți s-au convertit la creștinism. Ce credeți că o să facă evreii când o să vadă lucrul ăsta? Vorbesc de evreii care între timp n-au acceptat pe Hristos, care au respins care vor respinge ultima avertizare. Ce crezi că vor face? Vor recunoaște. Pentru că vor vedea. Ce vor face islamicii care n-au primit ultima avertizare? Vor recunoaște. Ce vor face ateii? Nu vor mai exista atei. Înțelegeți? Asta este miza diavolului cu această ultimă manifestare, care este al optulea cap. Al fiare, oamenii vor fi înșelați, îl vor înălța ca Dumnezeu și îl vor venera. Vor credea că a început mileniu, iar cei care se opun, ce credeți că trebuie făcut cu ei? În cele din urmă, poate lumea nu ar avea singură atâta disponibilitate și atâta dorință ca să distrugă pe alții, dar nu știu dacă Holocaustul a fost făcut la
la propunerea directă a diavolului, s-a fost așa numai o discuție omenească. Dar indiferent cum a fost, a dovedit că lucruri teribile se pot întâmpla din cauza unui popor extrem de modern și deci cea mai avansată civilizație din Europa. Și asta acum de curând, în 1940 și, nu? Deci nu este deloc imposibil să se întâmple orice, chiar dacă astăzi ni se pare că astăzi nu se mai poate. Uitați-vă și ce se întâmplă în Israel. Acolo, oricând se poate declanșa un al treilea război mondial care să aibă urmări teribile. Da, v-am spus despre faptul că nu îl putem recunoaște nici după înfățișare, nici după alte semne, ci doar după învățătură, dacă cunoaștem învățătura Bibliei, adevărata Evanghelie. Dar vreau să încheiem cu acest verset, partea finală a lui Apocalips 17, care spune așa despre cei 10 împărați. Adică, am zis, creștinătatea, țările creștine. Ei vor face război cu mielul, cu adevăratul Hristos, în persoana urmașilor lui, bineînțeles. Că Domnul Hristos nu se va arăta până va veni a doua oară. Dar mielul îi va învinge pe cei 10 împărați. Pentru că El este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Iar cei care îl însoțesc pe El sunt chemați, aleși și credincioși. Iisus spunea, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dar și dacă ești ales și ți s-a urcat la cap că ești ales, nu e deloc bine. Pentru că s-ar putea să cazi. Trebuie să rămâi consecvent pe calea credinței, ca să rămâi credincios. De aceea se spune chemați, aleși și credincioși. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși până la sfârșit. Atât credincioși profeției, cât și în special credincioși Domnului Hristos și marii lui trimiteri. Amin. Amin.